Cu adevărat impresionant. Nouă ne-a plăcut. Dar vouă? Și acum îl invităm pe domnul Răzvan Codrescu, poet, traducător, editor, eseist, de orientare tradiționalistă, director literar al editurii Cristiana, să ne vorbească despre învățăturile, despre însemnătatea învățăturilor lui Neagoe Basarab pentru fiul său Teodosie. Îl rugăm pe domnul Răzvan Codrescu. Bună seara! Ceea ce ne-a adunat aici astăzi pentru pomenirea și sub oblăduirea Sfântului Voievod Neagoe Basarab este o carte mai veche alcătuită în 8 de mai de la Diaconești, dublată acum de un videodisc, și cine ar fi fost mai în măsură să vegheze asupra lui, să-l realizeze decât minunata familie Mărgineanu, un demers care constituie o dublă provocare. La o mai bună întâlnire cu nedreptățitul ev mediu creștin, pe de o parte, iar pe de altă parte, o mai bună întâlnire cu propria noastră tradiție istorică și spirituală. Văzându-se încă o dată câtă lumină poate fi scoasă din așa zisele bezne ale evului mediu. Sigur, Neagoe Basarab este una dintre figurile cele mai marcante ale istoriei noastre voievodale, dar și ale spiritualității noastre ortodoxe, care într-o domnie relativ scurtă a reușit lucruri extraordinare. Dacă ar fi numai să ne gândim la Marea Chitorie de la Curtea de Argeș, târnosită în 1517 și care a rămas în conștiința multora biserica prin excelență. În epocă, un călător celebru, Paul Nalep, spunea de pildă că ar fi fost geloși pe Neagoe Solomon, constructorul templului de la Ierusalim, sau Justinian, titorul Sfintei Sofii. Pentru că biserica de la Curtea de Argeș nu e așa de mare, de impunătoare precum acestea două, dar, zice călătorul, în frumusețe este mai pe deasupra lor. Apoi, toate ajutoarele pe care Neagoe Basarab le-a dat la locurile sfinte și mai ales la Sfântul Munte Athos, unde a ajutat mai toate mănăstirile vremii, în asemenea măsură încât Gavril Protul, hagiograful Sfântului Nifon, nu se sfia să-l numească pe Neagoe Basarab ctitor a toată Sfetagora. În sine, spre sfârșitul vieții, Neagoe Basarab ne dă învățăturile sale adresate fiului său Teodosie. O carte extraordinară, unică în peisajul literaturii noastre vechi, o sinteză teologică extraordinară a gândirii patristice răsăritene, dar și cu sfaturi practice privind educația tinerilor, rânduierile vieții domnești, o carte extrem de complexă pe care nu au comparat-o cu Principiile lui Machiavelli, sigur într-o variantă în care întâlnim Duhul răsăritan și splendoarea unică a creștinismului. O carte redactată în limba slavonă, voievodul știa și slavonește și grecește, există și o variantă grecească, dar varianta slavonească este de bază, ea se păstrează astăzi undeva în Bulgaria,
versiunea românească veche, au existat pe urmă în modernitate și alte încercări de transpunere în limba română ale textului în Neagoe Basarab, deci această veche traducere referențială după la jumătatea secolului al XVII-lea i-a fost atribuită unui cărturar și boier al vremii, Udriște Năsturel. Sigur, textul a fost editat de foarte multe ori, în ediții mai bune sau mai rele, fără îndoială ediția cea mai bună și pe care vă recomand este cea din 2010, realizată de Dan Zanfirescu și sponsorizată de domnul Gheorghe Axinte, care nu știu dacă s-a aflat aici în sală, mi-am bucurat să fie. Ediție care cuprinde nu numai textul îngrijit impecabil al scrierului Neagoe, dar și foarte multe referințe colaterale. O ediție critică, în adevăratul sens al cuvântului. Sigur că sunt multe de învățat de la Neagoe. Nu fiul său Teodosie sau nu urmașii lui direcți, a avut 6 copii, dar n-au trăit, în păcate, prea mult niciunul dintre ei. Vedeți, o astfel de întreprindere nu e pentru cine să pregătește, nici pentru cine să nimerește, este pentru cine rânduiește Dumnezeu, este pentru o întreagă posteritate românească, nu? În fața căruia Neagoe Basarab rămâne mărturisitor până la sfârșitul vremurilor. Deci, cartea realizată în obșa de la Diaconești reface cumva viața și figura acestui mare voievod, de curând trecut și în rândul Sfinților, în mod oficial, prăznuire pe 26 septembrie, din închipuitele însemnări ale Maicii Platonida, nimeni alta decât soția voievodului, doamna Despina Milița, mlădiță a țarilor sârbi, familia Brancovici, despre care se știe că, într-adevăr, s-a călugărit în numele de Maica Platonida și a murit, se pare, la 1554. Convenția cărții Maria Sa Neagoe Basarab este că Maica Platonida, în ultimii ani de viață, cam de la 1551, începând, și-a rememorat și-a însemnat viața ei, sigur, și figura uriașă a voievodului Neagoe Basarab. Este, să zicem așa, o ficțiune verosimilă care ne ajută să pătrundem, nu, în această extraordinară dimensiune duhovnicească a evului mediu românesc. Și cartea are și virtuți literare și virtuți teologice, iar acum, sigur, lor li se adaugă și virtuțile dramatizării și videodiscul care se lansează astăzi, este un fel de întruchipare vie a cărții pe care vă sfătuiesc să nu îl ratați. Sper ca această bună întâlnire sau reîntâlnire cu Neagoe Basarab să fie roditoare în sufletele fiecăruia, pentru că în măsura în care vom reuși să recuperăm această dimensiune duhovnicească a trecutului nostru, vom reuși să reînviem și în actualitate. Nu se poate o renaștere românească fără o corectă înțelegere și asimilare a acestui trecut legitimant. Așa să ne ajute Dumnezeu.